Acum vă rog ca să deschideți cu mine cuvântul Domnului la Psalmul 119. În seara aceasta ne vom uita de la versetul 105 la versetul 112. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Sunt foarte amărât. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău. Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea și învață-mă legile Tale. Viața-mi este necurmată în primejdie și totuși nu uit legea Ta. Niște răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile Tale. Învățăturile Tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Îmi plec inima să împlinesc cu rânduierile Tale, totdeauna și până la sfârșit. Amin. Dimineața am văzut că psalmistul a ridicat, a elevat nivelul relației creștinului cu legea, cu cuvântul lui Dumnezeu, la un superlativ, la o relație desăvârșită de dragoste, de iubire, care creștinul trebuie să o aibă pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru legea lui Dumnezeu. Iar în această strofă începe printr-o metaforă prin care ne arată importanța cuvântului lui Dumnezeu pentru credincios. Și nu este așa că metaforele, imaginile ne comunică așa de clar și de plastic anumite adevăruri. Dacă un adevăr este ușor de înțeles atunci când este comunicat simplu, el este cu atât mai puternic și mai ușor de reținut și mai de impact atunci când este comunicat în felul acesta, printr-o imagine, printr-o metaforă. Și imaginea care se pune înaintea noastră este imaginea unei lumini, unei candele, într-o lume, într-un mediu întunecat. Și probabil că în mediul în care noi trăim și în lumea în care noi trăim, nu înțelegem, cel puțin nu la prima gândire, nu înțelegem importanța a unei candele sau unei lumini. La noi este simplu, apeși pe buton și se aprind becurile. Dar nu întotdeauna a fost așa și în multe locuri în lume nu este așa nici astăzi. Imaginați-vă această scenă. Te afli într-o pădure întunecată sau pe străzile unui oraș în antichitate. Este beznă peste tot, la fiecare cotitură pericol, poate sunt oameni răi, poate sunt diverse pericole în mediul în care te afli și ești disperat și nu știi de unde vei găsi o sursă de lumină. Cum vei ști unde să pășești încât să fii în siguranță? Cum vei ști încotro să o iei ca să nu te rătăcești și viața ta să se afle în primejde? Asta este scena, asta este imaginea care psalmistul ne-o pune înaintea noastră și este în acest context în care putem să înțelegem ce înseamnă pentru el că cuvântul lui Dumnezeu este o candelă, o lumină. Dacă privim la lumina naturală și la lumina care o primim de la becuri, prin electricitate, ca și un lucru de apucat, ca și un lucru la îndemână, și nu îl înțelegem ca și un lucru esențial, fără de care n-am putea trăi. Imaginați-vă o viață trăită întotdeauna în întuneric. Psalmistul spune că pentru el, în bezna lumii acesteia în care se află, cu pericol la fiecare colț, cuvântul lui Dumnezeu este acea lumină care luminează calea, care îl ajută să pășească în siguranță, știind că se îndreaptă în direcția corectă. Spiritual vorbind, zilnic trăim această realitate. Posibil că nu realizăm lucrul acesta, dar zilnic ne aflăm în bezna morală ale acestei lumi. Primejdii la fiecare pas, întuneric la fiecare cotitură. Fiecare pas care luăm, fiecare cotitură care luăm în viața noastră, în lumea aceasta, se prezintă cu un pericol, cu o primejdie pentru sufletul nostru. De unde vom avea noi lumina pentru a păși drept pe această cărare?
Cum vom ști încotro să mergem și încotro să ne ferim? Cum vom ști care sunt pașii care îi putem lua și pașii care nu ar trebui să-i luăm? Cum vom ști unde sunt capcanele acestei lumi? Cât de prețioasă ar fi pentru noi acea candelă? Cât de bucuroși am fi să vedem cărarea iluminată, să știm exact pe unde trebuie ca să mergem, să nu cădem în nicio capcană. Să știm exact de ce ar trebui să ne ferim, încât sufletul nostru, viața noastră să nu fie în primejdie. Dacă în această beznă totală în care ne aflăm, cineva ne-ar da o lumină, ți-ar da o lanternă, o candelă, și dintr-o dată ai vedea drumul, ai vedea încotro să te îndrepți, ai vedea primejdile din jurul tău, cât de mulțumitor ai fi ca să primești această lumină. Experiența fiecărui om născut din nou este una similară. Când întunericul lumii acesteia, care este căzut în întunericul păcatului, într-o beznă totală, oamenii sunt orbi din naștere, moral vorbind, spiritual vorbind, și trăim în această beznă, trăim în această lume care este într-un întuneric total. Și în acest întuneric, pentru prima dată în viața ta, după o viață de orbire spirituală, după o viață trăită în închinare, ți se deschid ochii. Și încep ca să vezi puțină lumină. Ce experiență glorioasă ca după o viață de întuneric să vezi lumina. Și în același timp, ce experiență terifiantă să fi fost orb din naștere și dintr-o zi, dintr-o dată să vezi. Să realizezi că tot ceea ce ai cunoscut până acel moment nu este realitate. Să realizezi că întunericul nu este totul. Există o alegorie a lui Platon numită Peștera, în care Platon își închipuie niște oameni care sunt prizonieri și sunt legați într-o peșteră cu spatele spre lumea de afară. Și tot ceea ce văd ei în această peșteră sunt umbrele care se proiectează pe zidul de piatră înaintea lor. Tot ceea ce văd ei sunt doar umbrele luminii de afară. Ei nu văd lumina și realitatea de afară. Și la un moment dat își închipuie Platon în această alegorie că unul dintre acești prizonieri scapă, evadează și de la întuneric merge la lumină. Și vede lumina soarelui și vede lumea de afară. Și realizează că ceea ce el a crezut că este toată existența în întunericul acestei peșteri, de fapt, nu este. Și trebuie să-și revizuiască toată perspectiva asupra lumii. Tot ce a crezut el că este absolut adevărat, realizează că nu este absolut adevărat. Așa este și pentru omul născut din nou, care o viață întreagă trăiește în orbire spirituală, în întuneric, în întunericul peșterii păcatului. Și la un moment dat, printr-o lucrare suverană a Duhului Sfânt, este scos afară la lumină. Și vede. Ce zi glorioasă și în același timp ce terifiant. Să realizezi că tot ceea ce ai cunoscut, tot ceea ce ai experimentat a fost doar întuneric. Și că acum este lumină. Dar în același timp este terifiant pentru că atunci când începi ca să privești în jurul tău, să te uiți în dreapta și în stânga, realizezi că lumea în care trăiești tu este încă scufundat în întuneric. Că lumina care ai văzut-o este așa de departe. Și că în dreapta și în stânga și oriunde te uiți, vezi doar întuneric. Și doar păcat și doar pericol. Cum vei naviga în această lume plină de întuneric, tu cel care acum ai văzut pentru prima dată lumina? Cum te vei ghida încât să mergi în mod constant spre acea lumină și să nu deviezi de la această cărare, de la acest drum care duce înspre lumină? Care va fi sursa luminii tale, încât să știi care este cărarea? În acest context, în această experiență, psalmistul vine și spune: cuvântul tău, Doamne, este o candelă, este o lumină pentru picioarele mele, este o lumină pe cărarea mea, pe această cărare care duce spre lumina lui Dumnezeu. Spre cerul etern, în mijlocul acestei lumi, în care în jurul nostru este doar beznă. Avem nevoie de o candelă, avem nevoie de ceva care să ne arate drumul. Ca să nu ne deviem
în dreapta sau în stânga și să ajungem în întunericul acestei lumi. Când realizăm faptul că cuvântul lui Dumnezeu este această sursă de lumină pentru noi, când ne imaginăm această realitate care la ora actuală nu o poți vedea decât cu ochii spiritual, te uiți în jurul tău și vezi lumină. Lumină în becuri, lumină afară încă, nu? Se întunecă mai târziu. Și omul firesc, omul natural, îi spune, frate Mihai, sunteți prostii. Lumea asta e plină de lumină. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că lumea aceasta zace în întuneric. Și noi trebuie ca să rezistăm, să trăim, să navigăm acest întuneric și avem nevoie de o sursă de lumină. Iar acea sursă de lumină care este esențială pentru supraviețuirea noastră este cuvântul lui Dumnezeu, care este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea mea. Priviți experiența celor ce umblă după lumină în întunericul lumii descrisă de psalmist. Versetul 106. Am jurat și voi împlini întocmai că voi păzi judecățile tale cele drepte. Este răspunsul omului care a văzut lumina. Răspunsul lui este să caute să umble după lumină. El nu mai vrea să meargă în întuneric. El nu mai vrea să trăiască cum trăia înainte. El vrea acum să umble după lumină, după dreptate. Pentru că a văzut că tot ceea ce a cunoscut înainte, felul în care a trăit, felul în care a gândit, felul în care a simțit, a fost totul în întuneric. A fost totul în peșteră. Și acum a ieșit afară la lumină și el nu mai vrea să trăiască în felul acela. El vrea ca să experimenteze viața, să trăiască viața aceasta după lumină. Și el este hotărât, este determinat, omul născut din nou este determinat să păzească întocmai cărarea pusă în fața lui de Dumnezeu care duce spre lumină. El nu vrea să devieze. El nu vrea să pășească de pe această cărare și să ajungă înapoi în bezna din care a ieșit. Îl îngrozește un asemenea gând. Să se depărteze din fața ochilor lui lumina aceasta care a văzut-o. Și să ajungă înapoi în întunericul și în robia în care se afla înainte. Răspunsul omului născut din nou, odată ce a văzut această lumină, este să fie determinat și hotărât să umble în această lumină. Cu orice preț. Cu orice preț. El vrea să rămână în această lumină. Realitatea umblării în credință sau în lumină, într-o lume care este decăzută în păcat, care este întunecoasă, care este în această beznă a păcatului, este una dureroasă, este una periculoasă, este una apăsătoare. Prea romantic să vorbești despre viața de credință și despre umblarea în lumină. De parcă lucrurile se întâmplă așa ca și în filme. Realitatea din teren este alta. Realitatea este că în momentul în care ai fost trezit, ai fost înviat, ai fost adus la avea capacitatea de a vedea, te afli într-un mediu ostil, într-un mediu care este înconjurat de întuneric, într-un mediu care este înconjurat de dușmani, într-un mediu care este înconjurat de primejdii. Și trebuie toată viața ta să urmezi această cărare care duce la lumină. Asta este viața de credință. Asta înseamnă a umbla în lumină. A umbla în credință, a umbla ca unul care de la întuneric a ajuns la lumină. Este pericol, este oboseală, este sacrificiu. Dar el este hotărât și determinat să păzească în tocmai această cărare, pentru că nu vrea să se întoarcă la întuneric. Priviți ce spune psalmistul. Credinciosul se află deseori obosit, mâhnit, epuizat, nu mai are vlagă și putere de a înainta pe această cărare. Sunt atât de mâhnit, versetul 107, spune psalmistul, sunt atât de mâhnit, Doamne, înviorează-mă după cuvântul Tău. Am obosit pe această cale. E greu să înaintez când peste tot este întuneric, când peste tot sunt primejdii, când peste tot este pericol. E greu, sunt apăsat. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău. Viața de credință este una de epuizare, este una de multe ori de apăsare. Și înainte să-l judecăm prea sever pe psalmist,
Priviți obstacolele care stau în față. Vestea 109. Mi-am pus viața în primejdie, dar nu voi părăsi legea ta. Fizic este în pericol. Fizic este în pericol. Astăzi sunt frați de-ai noștri în lumea întreagă care își asumă un risc fizic ca să fie prezenți la o închinare, într-o adunare creștină. Fizic ei se tem și mulți dintre ei plătesc cu viața lor pentru faptul că se întâlnesc să închine în numele lui Domnul Iisus Hristos. Versetul 110. Cei răi mi-au întins curse, dar eu nu mă voi rătăci de la hotărârile tale. Există primejdie fizică, dușmani care caută ca să îl omoare. Există cei care vin cu capcane, care caută să-l devieze în mod constant de pe această cărare. Vin cu tot felul de curse, cu tot felul de oferte, tot felul de comploturi, ca să-l scoată de pe calea luminii și să-l aducă înapoi la întuneric. În alegoria lui Platon, cel care a ieșit afară din peșteră, la un moment dat, realizând că tot ceea ce a cunoscut înainte a fost o amăgire, un fals, a fost robie, hotărăște să meargă înapoi la prizonierii care au rămas în peșteră să le spună despre lumină. Și merge și le vestește vestea bună că este altceva în afară de întuneric. Că afară este soare și lumină și o lume întreagă. Și știți ce fac ceilalți prizonieri care n-au văzut în viața lor lumina? Încep și să înțeleg între ei ca să-l omoare pe acesta, pentru că el a venit ca să le facă rău, spunându-le că este lumină. Nu este asta și experiența creștinului? Când ai ieșit de la întuneric la lumină și nu vrei altceva decât să te duci pe calea luminii și să împărtășești cu alții realitatea că există lumină, că există scăpare din orbirea asta spirituală, din robia aceasta care ne ține cu spatele la Dumnezeu și cu fața spre iadul care ne așteaptă. Și cei din jurul nostru complotează împotriva acestor oameni și vor să le facă rău și atacă. Este de înțeles într-un fel. Când viața ți este pusă în primejdie, când cei rău tot timpul te atacă, când lumea te vorbește de rău, când există tot felul de primejdii la fiecare pas, că la un moment dat este greu de înaintat. Te gândești că orice pas faci vine un alt pericol. Te gândești că orice pas luat înainte pe această cărare te expune la un alt pericol. Și la un moment dat îți vine să zici, stau aici, rămân pe loc. Este prea periculos. Nu mai am vlaga ca să-mi iau inima în dinți și să mai fac un pas mai înainte. Și ai nevoie de înviorare. Credinciosul totuși are o nădejde, o speranță care îi dă puterea să meargă înainte. Are ceva înaintea ochilor lui care îi dă puterea ca să ia pași înainte. Și având unealta aceasta a luminii cuvântului Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, el poate să meargă înainte chiar atunci când este doborât pe cărare, chiar atunci când este mâhnit, când nu mai simte că are puterea să înainteze. Uitați ce spune psalmistul, că este nădejdea credinciosului încât îi dă o speranță așa de puternică, că chiar după ce mărturisește că este mâhnit și doborât, că se află în pericol și că nu mai poate înainta, totuși când privește spre această țintă, are puterea de înainta păcărarea luminii. Versetul 111. Am moștenit, sau altfel s-ar putea traduce, cred că mai fidel, mi-am luat sau mi-am ales ca moștenire mărturiile tale pe vecie, pentru că ele sunt bucuria inimii mele. Mi-am dedicat inima ca să înfăptuiesc orânduirile tale pentru totdeauna și până la sfârșit. Da? E redundant, parcă e pleonazm, dar psalmistul vrea să spună, orice ar fi, eu am luat hotărârea că eu mă duc până la capăt în ascultare. Tocmai zicea că este mâhnit, că este apăsat, că nu mai poate, că primejdiile sunt prea mari. Și imediat după ce face această afirmație, spune, totuși, am luat hotărârea să mă duc până la capăt. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, eu mă duc pe drumul acesta până la capăt. De ce?
Pentru că psalmistul și-a ales ca moștenire pe Dumnezeu. Și aceasta este ținta, aceasta este ceea ce l-așteaptă la final de drum. Și aceasta îl împinge din spate, orice s-ar întâmpla, orice a suferi, orice primejdie, inclusiv viața lui, dacă ar fi pusă în pericol, el trebuie și va înainta spre această țintă. Credința și pocăința este un fel de troc, dacă vreți ca să vă gândiți așa, un schimb conștient între două realități. Atunci când ești adus la viață, atunci când se dă vedere spirituală, privești în jurul tău, vezi bezna lumii în care trăiești, vezi lumina Domnului Iisus Hristos și în cunoștință de cauză spui, nu mai vreau acest întuneric, nu mai vreau această robie, nu mai vreau acest păcat, vreau lumină. Este un schimb între întuneric pentru lumină. Un schimb de la moarte la viață. Un schimb între lumea aceasta și împărăția cerească. Este un schimb făcut în cunoștință de cauză. Acum cu ochii luminați, cu conștiința luminată, privești la cele două variante și spui, de ce aș dori această lume? De ce aș dori această beznă? De ce aș dori această robie? Vreau ceea ce mă așteaptă la final de cărare. Vreau ceea ce mă așteaptă la final de drum. Și voi urma această lumină. Voi merge pe această cărare cu orice preț. Pentru că am hotărât că moștenirea mea, ceea ce vreau la finalul vieții mele, este Dumnezeu. Și sunt conștient că aceasta mă va costa totul. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă credință. A alege pe Dumnezeu în detriment la absolut totul. Nu a spune că vreau pe Dumnezeu și lumea. Vreau pe Dumnezeu și plăcerile lumii. Vreau pe Dumnezeu și lucrurile acestui pământ. Este a pune în balanță când ești adus la lumină, întunericul și lumina. Lumea și cerul. Lucrurile pământești și lucrurile duhovnicești. Viața și moartea. Și în cunoștință de cauză spui orice m-ar costa. Eu vreau lumina. Eu îl vreau pe Dumnezeu. Ca tare, psalmistul și credinciosul nu este surprins când pe această cărare are de plătit preț după preț după preț după preț. El se așteaptă la lucrul acesta. El este pregătit pentru această realitate. Noi nu avem vreo iluzie despre drumul pe care am pornit. Știm că va fi greu, știm că este dureros, știm că va fi mult de suferit, știm că s-ar putea să ne coste viața noastră. Nu ne-am amăgit când am pornit la acest drum. Am luat o decizie în cunoștință de cauză. Și Mântuitorul nostru nu ne-a păcălit, nu ne-a luat cu lozinci și cu marketing, nu ne-a vândut absolut nimic. Ne-a spus ce ne așteaptă. În lume veți avea necaz. Dacă m-au urât pe mine, vor urâ și pe voi. Dacă m-au prigonit pe mine, vor prigoni și pe voi. Și credinciosul privește la fața Domnului Iisus Hristos și spune, pentru a fi cu El la final de drum, renunț la confortul lumii acesteia, renunț la slava lumii acesteia, renunț la absolut tot și sufer absolut orice. Pentru că ceea ce mă așteaptă la finalul acestui drum este Domnul nostru Iisus Hristos. Noi am știut asta când am pornit la acest drum. Nu avem niciun dubiu despre destinația la care mergem și la ce ne așteaptă ca și final al alergării noastre. Și în cunoștință de cauză am socotit și noi totul, ca și Apostolul Pavel, precum un gunoi. Pentru că am primit în schimb o moștenire mai bună. Și este această moștenire, este această promisiune, este această țintă, acest țel, este prezența Domnului nostru Iisus Hristos la final de drum, care ne propulsează înainte. Pentru că având premiul înaintea ochilor noștri, alerg spre țintă cu dedicare totală. Oricât aș suferi, oricât m-ar costa, ori de câte ori aș fi doborât de inamicii mei, îmi ridic ochii spre țintă, îmi ridic ochii spre moștenire și spun,
merită. Cu prețul vieții mele, merită. Este această experimentare a luminii în viața credinciosului care face această transformare radicală. Această experimentare, această tranziție de la întuneric la lumină, care ne dă această putere, acest imbold de a umbla pe această cărare spre Dumnezeu, spre lumină toată viața noastră. Și este cuvântul lui Dumnezeu, ne spune psalmistul, care este unealta, este candela, care aici și acum, în bezna lumii acesteia, ne iluminează cărarea încât să rămânem drept pe cale. Să dea Dumnezeu să fi văzut această lumină și să dea Dumnezeu ca toată viața noastră să umblăm drept cu candela cuvântului Său. Amin. Haideți-a.